Consilierii locali ai primăriei municipiului Călăraș au aprobat bugetul pentru anul în curs. La primăria municipiului Călăraș, consilierii locali au participat la ședință votând în unanimitate proiectul de buget. Se face deschisă ședința extraordinară a Consiliului Local, convocată prin discuția primarului numărul 587 din 8-4-2021. La lucrurile ședinței participă un număr de 21 din consilieri, din totalul de 21. Domnul președinte, aveți cum vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul secretar, domnule primar. Stimați colegi, vă supun la vot ordinea de zi a ședinței extraordinare, convocată astăzi, 15 septembrie. Abțineri împotrivă. Unanimitate. Domnul președinte, când eu aș vrea să am o intervenție, când considerați că pot să o fac, atunci o să o fac. Dar înainte să nu dureze mai mult de intervare, să nu fie mai mult de 3 minute, da? Sigur. Da. Vă rog. Da, deci mi-am exprimat deja în numele colegilor din grupul PNL. Această nemulțumire că acest lucru se întâmplă foarte repede. Mă așteptam să ne invitați, domnul primar, și la o discuție. Din păcate, eu n-am fost întrebat niciodată la buget în ultimii 4 ani. Eu mi-aduc aminte că ați fost întrebat, dar mă rog. Nu, invitat la primărie. Am discutat noi doi, este tot o altă lucru. Da. Atunci, în virtute acestui fapt, cred că mi-a rămas în tipărică, puteai să faci același lucru. Dar nu s-a întâmplat, mă rog. Ca o constatare a grupului de PND este că acest buget nu va îmbunătăți viața cetățenilor orașului. Am observat că nu a tratat absolut deloc perioada asta în care ne aflăm, criza epidemiologică. Ne aruncăm și ne făcând mare lucru în sensul ăsta. Am observat că ați aruncat la lucrări esențiale pentru calitatea vieții cetățenilor, apă, canal și această mare problemă care este strângerea și colectarea deșeurilor, sume foarte mici. La toate lucrurile de apă, canal, câte 5.000 de lei puse, ca să zică lumea că le-am pus. Păi nu le-am. De azi, nu, lăsați-mă să le ridic. Eu știu și răspunsurile, dar am zis să le, să le ridic. Nu sunt dator să vă răspund. Sigur. Am constatat un buget mare la anumite lucrări pe care văd că le încredințați direct și parcă sunt calculate la limita încredințărilor, la biserici de asemenea, și în contradicție cu chestia asta, lucruri foarte importante pentru cetățeni, în care puneți 5.000 de lei. Deci e un buget dezechilibrat, după părerea noastră, care deși aveți 3 componente în casă proprii, excedent și împrumutul de aproape 200 de miliarde, care v-a rămas. Nu le-am rămas, ați cheltuit deja. Ați cheltuit deja. Acum, dacă discutăm, hai să discutăm deja. Ați cheltuit deja, le-ați altat la lucrurile. Nu mai aveți de împrumut la niciun lucru? Păi ce să mai... Bulevardul Titulescu, care nu s-a terminat nici acum și trebuie să mai dați. Grivița, care ați avut banii dați pe ea și acum tragem de ea să terminăm. Ce vrei? Bazarul, la fel care l-ați întârziat un an de zile, care iarăși pe împrumut. Deci toate lucrările astea noi le-am început, le-am încurcat și le-am lăsat pe cap. L-ați dat și n-ați făcut nimic un an de zile. Da, corect, așa este. Noroc că s-a schimbat. Asta a fost norocul, ca să schimbe, să putem să le facem. Astea sunt observațiile mele, domnul primar. Păi nu, dar dați-mi voie să vă spun atunci, să știe toată lumea că sunt întârziată de un an de zile. Dar nu terminați, puteți să răspunde. Să mă încadrez și în cele 3 minute pe care mi le-ați acordat, considerăm că nu vom vota acest buget dacă nu veți ține cont și de amendamente. Ne așteptam să nu votați. Nu vă trebuie, domnul primar. Dacă mă lăsați să termin, că am terminat, de fapt, este faptul că avem câteva amendamente de bun simț care nu necesită deloc bani, care credem noi că va îmbunătăți calitatea vieții o parte, la o parte din cetățenii noștri și pe care vi le și supunem atenției acum la început de ședință sau la capitolul respectiv, cum considerați că este mai bine. Vă mulțumesc și am terminat. Nu trebuie să-mi răspundeți, că eu știu răspunsul la multe. Dacă mă întrebați, da. Trebuie să răspund nu pentru dumneavoastră, pentru ceilalți. Ok, sigur. Eu nu țin neapărat, dar dacă vreți.
Păi, eu am făcut niște constatări ale mele și ale colegilor. Să răspund pentru toată lumea, că spuneați că a fost un buget ce, dar a fost toată lucrări în derulare care le-ați dat și un an de zile nu s-au mișcat. Exemplu Măgureni, exemplu Bazarul. Ce vreți să vă spun? Poșta veche n-am terminat-o nici acum, urmăm să semnăm toate alea. Am văzut că care și grădinița cu o grupe ați și... Păi grădinița normal, păi eu am început-o, domnul Ivanciu, eu am început-o în 2012, grădinița aia, dacă în doamna educatoare Ionescu a venit și a insistat și domnul Dumbrava știe că am mers acolo, da, a fost tot o încurcătură a PNL-ului din 2008-2009 și în 2012 am găsit formula prin care să preia altcineva cesiunea de la minister să poată să facă această grădină. Dar e bine că am terminat-o și după atâția. Nu mă îndoiesc că ai făcut și lucruri bune, nu mă îndoiesc. Nu, dar eu vă spun, adică dacă știu, trebuia să fac să fiu la recepție. Nu neapărat că nu mai am lucrat acolo sau neapărat am fost acolo, dar trebuia să spunem că am reușit să facem recepție. Da. Dar vă spun de intervenție și am vrea să fac și o observație vis-a-vis de bugetul pe care mi l-a propus, pe lângă aceeași nemulțumire că nu am fost consultați în ceea ce privește realizarea acestui buget al municipiului Călăraș, deși cred că și noi reprezentăm o parte a municipiului Călăraș, a cetățenilor, prin votul pe care l-au dat și ne-au trimis aici în Consiliul Local, dar se pare că PSD-ul alături de PMP, coaliția aceasta de guvernare locală, nu vrea să țină cont absolut de rog. Aveți dreptul la amendamente, nu? Și în comisii, și aici să le am formulat și o să formulăm câteva amendamente. Ce aș vrea să vă spun, domnule primar, este că și dumneavoastră, ca și vechea administrație, pare o să spun, continuați să faceți aceleași greșeli, în sensul în care bugetul municipiului este în continuare grevat în proporție de peste 40% de cheltuieli de personal. Și asta ce înseamnă? Că noi, ca municipiu, suntem între cei mai mari angajatori ai Călărașului. Dar cine e angajat? Aici trebuie... Ștefan cel mai e, doamne, vă spun. Eu discut de un principiu. Păi da, dar am preluat personalul angajat. Noi, ca angajatori, ce facem? Angajăm un aparat atât de scufos, care să rezolve cea mai mare parte a problemelor comunității. În momentul în care bugetul este grevat în proporție atât de mare de aceste cheltuieli de personal, ne trezim că plătim foarte mulți oameni să rezolve aceste probleme, dar nu mai avem resursele ca să rezolvăm problemele. Asta este observația pe care eu o fac și dacă vreți să țineți cont de ea, bine, dacă nu... În viitor o să vorbesc, o să țin cont de ea. Proiectul de hotărâre numărul 1 privind utilizarea sumei de 4.072.796 de lei din excedentul anual al bugetului municipiului Călăraș, rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020, în exercițiul bugetar 2021 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Cine este pentru finanțe? Avem un singur amendament la capitolul 70. Litera B, lucrări noi, punctul 5. Să introducem punctul 5 cu textul următor. Documentație tehnică și execuție rețea canalizare și asfaltare, strada Pescăruși, de la strada Panduri până la strada Zăvoi. Sursa de finanțare, am zis... Ne avem canalizare acolo? Nu. Este doar cu vială și apă, mai trebuie canalizare. E zona de blocuri. Zona de blocuri cu vială. Doar strada pietruită. Da. Și dacă s-ar putea și măcar Victorii bucata aia de la Năvodari până la... Aia e în planul nostru ca să-l face cu cei de la Papace să faci zic. Domnul primar, deci... ca să mă asigur că se face, eu am zis să fie în bucata. Da, dar eu vă asigur că facem acel tronson, bucata pietruită care este pe Victorii și în față la Pescăruși toată zona aia de... Dar aia o să o facem cu ai noștri. Este prins în planul nostru de lucrări pe anul acesta și le face. Deci am făcut acest amendament? Da. Să-l supuneți la vot? Da. Păi este exact porțiunea unde avem noi blocurile alea sociale. Da? Și care este partea, bucățica aia pe Victorie, care am făcut rotoarul și trebuie să intrăm. Deci am fost acolo, știi, despre ei, o să intrăm imediat. N-am avut buget. Acum tot ce lucrăm
Și ce lucrăm cu cei de la Pavaje este pe rezerva care am avut-o de piatră, agregate, motorină, ce mai avut emulsie, ca să poată să facă. Dar nu e un lucru, nu? Nu este un lucru nou, și vreau să vă spun că asta este în plan, pentru că am văzut ce se întâmplă acolo. Adică când plouă e jale, mai ales pe Victoria e jale acolo. Și am propus acest amendament, dacă se votează. Nu, dar nu este, v-am spus că o rezolvăm, ținem cont de el și este în planul de, de refacere și reparație acolo cu cei de la noi, de la Pavaje. Asta vreau să spun. De unde să știm. Este foarte bine că a spus, dar... Nu avem niciun de investiții la... Deci m-am făcut... Exact ce spunea colega, doamna Luca. Deci nu există documente, nu știm, ne trezim că facem amendamente, dar dacă nu... Deci nu este problemă, v-am pus că ține cont de el și va fi un plan de acest amendament, dacă îl spuneți la voi, domnul președinte. Păi dacă nu s-o vrea să facem... Hai mă să arăt ce Dumnezeu! Păi facem pe fonduri proprii, omule, nu trebuie să facem... Am propus un amendament, dacă nu ne interesează pe ce fonduri... Am înțeles. Hai, domnul președinte, să suprem la urmă. Cum să supunem la urmă cu care are dublă finanțare? Dacă s-a dat un răspuns și a spus amendamentul, nu poate fi acceptat în forma asta, de moment ce există deja alocare. De ce? Pentru că există alocare, pentru că alocare, nu este singură lucrare. Nu mai să-l faci. Ai un document, da. Supun la vot. Cine este pentru? Păi da. Abține? 10 voturi pentru. Împotrivă. 11 voturi împotrivă. Frumos. Da? Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, unanimitate. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 2, privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Călăraș pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022-2024. Cu mențiunea, dacă îmi permiteți, după aprobarea hotărârii Consiliului Județean, municipiului Călăraș a fost repartizată suma de 2.200.000 de lei, care au fost introduși în... Așa generos a fost președinte, jumătate de bugetul județului l-a dat la Călăraș. Deci la Comisia de Buget Finanțe are 7 amendamente. La capitolul 84 pe 71 se introduce o nouă poziție bugetară, întreținere carosabil și amenajare locuri de parcare, strada Flacăra de la strada Pompier până la strada Cornișei. Dacă eu identificați și o oarecare sumă de finanțare, dar dacă tot există acești bani de la Consiliul Județean, propun ca această sumă să fie alocată pentru... La ce capitol? Dezvoltare? Are, nu face atât. Nu face, cât este? Nu știu. Milioane. Nu, putem să o prindem. Și să facem deviziu pe zona respectivă să vedem despre ce este. Că așa dacă nu știm ce degeaba pune. Propunere din două motive, pentru că este din acel lot de trei străzi Cornișei Progresului și Flacăra, este singura care a rămas nemodernizată. Și știți foarte bine că a fost un, dacă mă înșel, de PLD a fost un proiect pentru toate cele țări. Nu, a fost numai Cornișe și Progres. Fără Flacăra. Mă rog, și oricum, logic ar fi să se închidă și cu Flacăra ca să terminăm toată zona respectivă. Sunt de acord. Și mai mult decât atât, dacă reușiți să obțineți terenul din curtea localului 2 al primăriei, acolo s-ar putea amenaja o parcare care ar mai rezolva cumva problema din zona Anam. N-am terminat nici acum acolo, terenul e la județ, suntem în discuții ca să ne dea aceste locuri. Aveți toate pârghiile ca să rezolvați problema, adică, nu cred. Așa a fost tot timpul, toate pârghiile, dar nu s-a rezolvat nimic de când s-a făcut clădirea. Se poate face acum. Asta e un amendament? Mai dreptate. Da. Să pun cu votul amendamentul. Cine este pentru? Da. Unanimitate la amendament? Al doilea amendament se referă la introducerea unei noi poziții la capitolul 8400-71. Lucrări de reparație și întreținere carosabil pe strada prelungirea Independenței Păcii, pe tronsonul cuprins între strada Doina, adică de la linie până la ramificația Pătrășan până la abator. Pentru că acolo, în momentul ăsta, nu se face nicio lucrare pe tronsonul ăla. Deci nu se poate invoca faptul că sunt lucrări în desfășurare. A crescut foarte mult traficul greu acolo.
Dacă din camioanele alea mari basculante, de alea care intră la unitatea militară și nu se mai poate circula și se va ajunge să se oprească complet circulația odată și al doilea este foarte mult praf, este extraordinar de mult praf acolo. Praful nu avem cum se face, pentru că se lucrează, este acolo amuzat. Praful este materialul carosabilului degradat și măcinat în continuu, ăla este praf. Că dacă s-ar pune niște asfalt, măcar cât s-a pus în Ceremag acolo, n-ar mai fi atâta praf. Ideea e că acolo deja avem undalii făcut și cei de la tehnic poate să spună, da? Pe tot cartierul Măgurem care e prinsă și bucata asta, avem în planul de reparație, așa cum am spus cu cei de la noștri de la Pavage Spații Verzi, să intrăm să facem ce reparație avem acolo, dar acolo e o lucrare care nu mai putem să vorbim de reparație. Acolo e o lucrare foarte mare, că ați văzut că betonul respectiv este lăsat, sunt destule, cred că, perne, sunt foarte multe goluri sub betonul respectiv și atunci trebuie să spargem tot tronsonul ăla, să vedem unde sunt perne și să umplem cu piatră, să putem să venim cu asfalt. Să spargeți când înlocuiești și conducta, da. Deci, vă ce spun? Da, dar el nu trebuie să fie circulabil, adică trebuie făcut ceva. Deci, asta am spus, facem planul de lucrări pe spații verzi, da? Și atunci și intervenim cu spațiile verzi, pentru că ne costă mai puțin acele reparații. Eu aș fi vrut o mențiune clară în buget, ca să dăm un semnal odată că se știe de ce putem să dăm și ca să avem garanția că se va face ceva. Păi, cu siguranță se face. Estimez ca în iulie, iulie, să termin canalizarea pluvială și menajeră, da? Ca după aceea să reprofilez strada Păcii. Și ce să pot, pe Petroșan, și ce pot să fac să repar, să le cer să aducă la starea inițială celor care lucrează acolo să facem circulabilă. Iar între timp deja lucrăm, că vă spuneam că este un dali care trebuie să modificăm indicatorii tehnico-economici pe zona respectivă, ca să pregătim de la anul să intrăm nou cu asfaltare pe zona respectivă. De asta vă spun că de asta știu că sunt prea multe lucruri de făcut cu câțica care spuneți acolo în față la jandarmerie, tot tronsonul ăla, care trebuie să-l facem. Adică dacă îl facem una de dragul de a face, să zicem că am făcut ceva, eu pot să mă duc acolo. Dar ne batem joc de noi și aruncăm bani degeaba. Reparăm? Eu nu cred asta. Spuneți-le asta și oamenilor de acolo. Eu nu știu de câte ori merge dumneavoastră, dar să știți că eu merg acolo ca să impulsionez lucrurile. Dacă plombați niște groti, nu înseamnă că facem degeaba. Nu, alea... Deci iarăși vorbim lucruri diferite. Eu am spus, dacă vreți să facem un lucru de calitate, trebuie să facem așa cum trebuie spart acolo unde este lăsat și avem perne sub beton, trebuie introdusă piatră cât de mult să aducem la nivel, trebuie să ridicăm capacele la cotă, gaiberele la cotă și să putem să asfaltăm. Reparații curente putem să facem cu ai noștri așa cum am luat în calcul. Curente vreau eu să se prindă. Asta s-a făcut amendamentul ăsta să fie în mod explicit prins acolo, ca să știe lumea că se lucrează. Păi n-are rost să le prindă, că dacă prindă un buget, fac tot cu ai noștri de la spații verzi. Bugetul treceți la spațiul verzi. Păi e trecut în bugetul de spațiul verzi. Păi dacă noi nu-l avem... Păi dar nu-l aș cerut ăla. De fiecare dată când am vorbit, la buget, nu discutam, hai să trecem strada aia, hai să trecem strada aia la spațiul verzi. Așa face și domnul consilier acum. El e mai tânăr, vrea... Mulțumim de faptul că există reparații de stres prinse în mod explicit în bugetul ăsta și iată, încă una nu se mai... Păi, dar sunt pe serviciu, dacă vă uitați, au destui bani acolo, sunt vorba de 4 milioane și ceva de lei, care le-am prins la serviciu Pavaje Scoații de ca să facem aceste lucrări de reparații, pentru că ne costă mai mult. Am modernizat, am găsit o freză acolo, am montat-o, deja nu mai spargem cu bicameră, nu mai avem că... La sursa de finanțare trecusem să se ia niște bani de la terenul de mini-fotbal, de la stadion, pentru că mi se pare mult mai important să avem o stradă pe care se poate circula decent decât un teren de fotbal. Dacă vreți să supuneți... Eu am copii, am nepoți, eu vreau să mă gândesc la sănătatea lor. Terenul ăla trebuie să se facă, este deja lucrare semnată. Copiii ăia care vor merge la teren respiră praful din Măgureni. Deci aici intrăm niște discuții care... Vă mulțumesc, domnul consilier. Deci supun la vot amendamentul. Cine este pentru? Abține? 10 voturi pentru. Păi nu avem să facem, de ce s-o trece, adică să-i spun că o trecem degeaba. Explicit, domnule, poveste, așa pe tratul. Omul ăsta era mulțumit, lucrurile se făceau. Păi nu, dar se fac lucrurile și așa. Nu trebuie să facem o poziție de 5.000 de lei și să nu folosim niciodată acolo.
Pe același principiu, domnul primar, dacă vă spălați, dar pe același principiu, având în vedere că aveți un proiect care la anul probabil o să înceapă de asfaltarea străzii București, mai săptămâna trecută puneau niște plombe băieții pe strada București, adică e cam același lucru. Și cum mă gurem? Păi, domnul consilier, iarăși, poate nu mă fac explicit, n-am explicat cum trebuie. Reparații curente sunt trecute să le facem acolo, pe tronsonul acela. Am zis că avem și dalii pregătit de la anul să intervenim pe acele tronsoane să le facem așa cum trebuie. Iar reparațiile curente, ce ar trebui să știți că ați fost consilier, le-am făcut tot timpul cu pavaje spații verzi. Așa cum ați văzut pe București, așa cum facem pe Republici, așa cum am făcut pe Belșugul, așa cum o să facem pe locomotive, pe variantă, unde este nevoie, și alea ne mișcăm cu pavaje, spații verzi, ca să facem aceste reparații. Dacă prindem o poziție în buget care nu ajungem pentru că trebuie să facem cu cineva extern, dacă prindem poziția respectivă, rămâne acolo. Eu asta spun. Ce să faceți mai întâi cu pavaje, nu știu că... Destul de multe, să știți că am o viteză. Vreți să faceți și asfaltări, vreți să faceți și plombări. Dacă mergeți, avem două echipe, domnul consilier, și deja dacă vă duceți pe strada Sefilului, vedeți că lucrăm cu echipa de la pavaje, spații verzi, la trotuar. Eu zic că face treabă. În Bulgaria, cu ei. Dacă se poate, cu dragă inimă. Găsim. Da. Nu poți. Alt amendament? Nu poți. Domnul Chitiță, alt amendament? Alt amendament. Lucrurile de amenajare în loc de joacă în cartierul Măgureni. Acolo, de asemenea, aș vrea prinsă asta în mod explicit, pentru că oamenii ăia nu au niciunde să-și ducă copiii. Deci după ce că nu au cum să circule și nu respiră cum trebuie, nu au niciunde să-și ducă. Domnul consilier, am spus-o de când am luat mandatul și o spun și acum. Da. Am identificat, din timpul campaniei, în curtea școlii, de numărul 6, de la Mărgureni, da? Trebuie să facem retragerea galdului respectiv spre terenul de joacă, să facem un spațiu de joacă pentru copii acolo. Da? La fel, în Mircea Vodă, singurul loc care putem să facem, l-am identificat în spatele grădiniței Voinicel. Și acolo o să facem cu dublă funcționalitate, să folosească și copiii de la cămin, de acolo, de la grădiniță, terenul și cei din sat. Singurul locație care le-am găsit acelea. Mai e un... Ca să putem să facem acolo. Mai e un drumul, de exemplu, se deschide într-un spațiu destul de deschis, despre care... Strada Dropia unde se deschide? Strada Dropia către ieșirea către comună. Se deschide într-o zonă... într-o zonă deschisă, într-o zonă mare. Trebuie să îndeplinim orice loc de joacă, trebuie să îndeplinească anumite condiții ca să știm ce punem acolo. Adică în funcție de modulele de joacă care le punem acolo, trebuie să avem anumite suprafețe. Prima condiție obligatorie e terenul, proprietarul. Dacă ați văzut în buget, da, am prins pentru locuri de joacă, sunt prinse undeva la 800 de mii acolo, pentru că vrem să modernizăm toate locurile de joacă. Nu ne oprim numai la acestea, o să ne ducem peste tot și să facem pentru copii. Dar singurele locații bune, ca să zicem așa, le-am găsit la școala 6, care face în retragerea gardului acolo, și în spate la... Asta n-am văzut nimic. Și pentru că n-am prins o prima fază, pentru că i-am dat temă doamnei de la registrul agricol, pentru că terenurile sunt date spre folosință la grădiniță și ăla și trebuie să facem alipiri, dezlipiri, da, și nu știi la momentul respectiv... Votăm acum amendamentele mele și vom avea și bani atunci când vom avea terenurile și situația. Păi na, da, dacă trebuie să știm cât punem. O să punem, dar punem o poziție acolo și terminăm. Pune ca să vezi. Da? Nu trecem de aici două poziții locuri de joacă la Voinicel și la școala 6, dar trebuie să le definim altfel acolo, să vedem cum. Dar vedem la rectificare când punem toți banii. Prindeți ca poziție câte 5.000 de lei acolo și după aceea vedem după ce terminăm cu dezlipirea, alipiri și ce mai avem noi, ca să putem să facem deviz. Să pun la vot amendamentul domnului. Hai văzut. 20 pentru? Abține. 20 pentru și abține, doamna Filimon. Amendamentul ăsta aprobat? Da, al treilea amendament era același lucru pentru cartierul Mircea, care s-a discutat anumit. Mai sunt amendamente? Pentru a introduce un capitol, studiul de trafic și fluidizarea traficului în zona Spitalului Județean, Bulevardul 1 Mai și strada Progresul, să devină cu sens unic. S-au aprobat în Comisia pentru Siguranța Circulației acest amendament. Este transmisă solicitarea
La poliție. La poliție, ca și ai poliție. Da, cred că e vorba doar de Bulevardul 1 Mai. Bulevardul 1 Mai și progresul sectorul dintre pompieri și... Am discutat de aia. Domnul consilier, o notăm, o discutăm în, da, în siguranță, Comisia de Siguranță a Circulației, vedem ce aviz ne dă, ce este simplu. Ideea mea era ca progresul să continue. Eu am înțeles. Și unul mai invers. Ca procedură și trebuie și avizul de la poliție după ce este aprobat în Comisia de Siguranță a Circulației, ca să putem să o punem în aplicare. Da, fără probleme. Alt amendament? Da. Avea tot cu circulația. Ăla e mai interesant. Ăla de la salvare, la volumea. Da. Deci tot la fel, hai să ridicăm problema în Comisia de Siguranță a Circulației, să vedem că e un pic mai complicat. De ce zic un pic mai complicat? Aia, că e și strada aia îngustă, care trebuie să o spargem acolo, să vedem ce soluție ne dau. De ce să spargem? Și e prins, păi, eu așa am înțeles, spargem București. Ca să spargem București. Ah, asta e alta, da. Nu, eu aveam o parte mai simplă. Sau nu știu, cineva, nu știu. Dacă l-am luat în calcul ca să punem în Comisia de Siguranță a Circulației, dar în același timp să discutăm și pe proiectul ăsta pe București, să vedem ce implică. Eu cred că acolo trebuie făcut totuși un studiu de trafic. Exact, nu trebuie să facem așa cum... Nu noi. Dacă noi punem siguranța circulației, ducem la poliție să vedem ce aviz ne dă, dacă ne dă, ne dă, nu ne dă, și după aceea facem studiul respectiv dacă avem toate avizele. Dacă noi dă poliția avizul, facem studiul ca să-l avem? Și nu, poliția face diligență. Poliția face diligență. Mai repede dacă ar avea studiul ăla, mă gândesc. Dar are un document în spate, poliția s-a mișcat mai direct. Deci circulația documentului, de ce am învățat și eu la aici, clar, Comisia de Siguranță a Circulației, ce se întâmplă cu toate că, trebuie să spunem, că în Comisia de Circulație, Comisia noastră de Siguranță a Circulației, avem și un reprezentant de la Poliția Națională. Da? Dar totuși, Poliția Națională ne cere după această comisie să cerem și aviz de la ei. Care aviz să obținem în baza unui proiect Excel, pe care trebuie nu, să nu, fac nu. Ce am discutat în baza procesului verbal de acolo și după aceea, dacă îți dă aviz de acolo, faci studiul de trafic și la ce zică. Dar ajută și pe noi, că nu putem să le facem pe toate după ureche, că nu toți sunt specialiști, dar există specialiști. Credeți că poliția nu a... Cred că poliția nu stă să nu dăre mașini și să facă studii de trafic. Dar nu ne trebuie studiul de trafic acolo. Acolo avem alte probleme. Dacă de pietonal, de asta, de ce vorbeam acolo? E vorba de un studiu de circulație care se practică. Studiul de trafic să numește. Nu, e traficul. Studiul de circulație. Îl avem. Nicolae știe că avem. Ca să simplificăm, că tot o dăm cu vă. Hai să prindem o poziție de studii de trafic. Dacă avem nevoie și încolo, okay. Vedem ce e. Da, și împătrăm pe toată lumea și atunci vedem dacă avem nevoie, prindem acel studiu de trafic și vedem cum îl facem, dacă îl facem, ce facem cu el. Cu 50.000 pe el. Da? Ca să fie general. Da, 5.000 de lei. Păi o sumă să zici, dar ideea e să poți să-l faci. Da. Deci să... Ok, domnul doctor, mai aveți? Mai e o problemă urgentă. În spatele blocului M33 este o centrală termică care a funcționat cu gaz. Avea acolo un coș de evacuare îmbrăcat în zidărie. Zidăria aia se desprinde spontan și cade pe mașini momentan n-a căzut pe oameni. I-am trimis domnului secretar o imagine surprinsă de acolo și exact am plasat. La M33, spate la bulevard. Deci e pe stadionului. Centrala de pe stadionului. Da? Da? Coșul respectiv spune că deja a început să cadă... Cade zidăria din el. Da? Și el ar trebui demolat, mă gândesc. Măcar structura respectivă. Mai avem probleme cu asta, să spun. Chiar și pe flacă nu avem o problemă. Coșurile respective sunt urma cu vremea asta e și din cauza vremii e proprietatea toată. Ea e proprietatea primăriei. Primul care plătește știi cine? Gata, închidem discuția. Nu numai aia, toate că le vei. Le-am luat în calcul, să vedem ce putem. La ieșire să plătește.
Mulțumim frumos, da. Bun, deci... Domnul președinte, propun să supuneți la vot amendamentul cu studiul de trafic, pentru că este amendamentul făcut de către noi. Trebuie să-l votăm. Și... Da, supun la vot amendamentul. Cine este pentru? Toată lumea. Așa, mă, cine ești? Ok. Cu amendamentul ce vei de la doamna Luca. Doamna Luca, scrieți amendamentul. Nu are amendamentul ce se face. Trebuie să vedem despre ce e vorba, că sunt mai multe. Zi-mă de asta și vom vedem. Data, nu. Ideea e că trebuie să le evaluăm, să vedem ce se întâmplă și cum le facem. Să zic că nu-i seriașul ăla de rezistență, care Dumnezeu mai greșe de noi, să-ți mădurile astea se dărâmă, să nu știu păcat. Da, da. Și cu asta bază. Așa. Bugetul municipiului Călăraș propus astăzi spre aprobare, fără excedent, 142.141.000 lei, din care pe secțiunea de funcționare 138.172.000 lei, din care avem salarii, total buget, nu, salarii 64.836.000 lei, reprezentând 46.33% din total buget. Bunuri și servicii. 64.836.000 lei. Nu știu la ce citești ca să... Ai buget de la început, că n-am. Deci la funcționare, da, 138.872.000 lei, din care pe salarii avem 64.836.000 lei, reprezentând 46.33% din total buget. Jumate. Da. Bunuri și servicii 42.744.000 lei, reprezentând 30.19%. Asistența socială 14.148.000 lei, reprezentând 10.11%. Tineret, sport, religie, acțiuni culturale 1.472.000 lei, reprezentând 0.69%. Subvenții transport public local 1.800.000 lei, reprezentând 29%. Investiții, inclusiv proiecte, 6.408.000 lei, 4,57%. La care adăugăm, scuzați, cele 2.200.000 și se fac 8.608. La investiții, da? Da, da. De cât la sută la investiții? Mai mult de 5%. Fondul de rezervă 1.400.000 lei, 1% din total buget. Alte cheltuieli 1.081.000 lei, 0.77% din total buget. Este aprobă bugetul propriu al municipiului Călăraș, secțiunea funcționare, în suma de 138.172.000 lei. Da. Se aprobă suma de 22.785.000 lei în cadrul capitolului 51.02 Autorități Executive pe subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, așa cum se prezintă în anexa numărul 1 la prezentă. 51.02. Cine este pentru? Da, cine este pentru? Unanimitate? Se aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli al municipiului Călăraș și anexele aferente după ce a fost votat pe secțiuni, funcționare și dezvoltare. Trebuie pe capitole, subcapitole, titluri, articole alineate, trimestre și anexe pe anul 2021, precum și estimările pentru anii 2022-2024. Și cu amendamentele aprobate. Și cu amendamentele aprobate. Cine este pentru? Deci ăsta e bugetul unanimitar. Bugetul a fost aprobat.